Steaua a câștigat cu 4-1. În care acest balon, respingere imprecisă a lui Cristi Munteanu și atât acum pe Carabaș, pe partea stângă. Carabaș l-are în față pe Denis Șerban, doi ex-constanțeni. Carabaș perfect, îi pasează lui Radu Niculescu. Radu Niculescu este 1-0 pentru FC Național la prima acțiune agresivă a bancarilor. Radu Niculescu înscrie în minutul 16. 1-0 FC Național Steaua. A fost un gol la care Carabaș are o contribuție extrem de importantă. Intercepție, sprint spre teritoriul advers și apoi o pasă precisă către Radu Niculescu. Încercând să devieze un balon spre Radu Niculescu, Carabaș foarte atent. Carabaș scapă pe poarta adversă, el a profitat de o eroare a lui Miu. Carabaș în continuare, este 2-0, în același colț a primit golul Ritli. Carabaș, fără îndoială, într-un moment de mare inspirație, reușește să înscrie primul său gol în acest campionat, furând un balon de la Miu, cursă energică și reluare sigură în dreapta lui Ritli. 2-0 în minutul 29. Jucătorii înalți ai Stelei spre Matei, acest balon Ciobotariu acordă corner. Intervenția lui Necula și atacul contraatac periculos cu Axinia. Carabaș se infiltrează, n-a fost offside. Carabaș pătrunde în careu. Carabaș în continuare, iese Ridley, este 3-0, uluitor, 3-0 pentru FC Național, două goluri înscrise de Carabaș în acest meci. Contraatacurile oaspeților răvășesc în continuare defensiva Stelei. Carabaș în zi de grație înscrie golul cu numărul 3 pentru echipa sa. Liță, foarte bine a jucat Liță această fază. Liță pătrunde în careu, în stânga l-are pe Ciobotariu, dar nu mai are nevoie de ajutor. Scorul capătă proporții catastrofale pentru Steaua, răstignită de aceste contraatacuri nemiloase ale bancarilor. 4-0 după o fază ca la carte jucată de Liță, o fază în care mijlocașul lui Național a demonstrat că este un jucător extrem de inteligent. Ritli sesizează pasul la offside al adversarilor, aruncă mingea peste apărare, pătrundere în careu, în stânga l-avea pe Ciobotariu, singur Liță plasează însă mingea pe lângă Ritli, care primește al patrulea gol. Frumos driblingul lui Dănciulescu, l-are în dreapta pe Marius Lăcătuș, centrează Lăcătuș, la scurt pentru Ciocoiu, Cătălin Munteanu, șut și gol! Gol înscris de Cătălin Munteanu, deși pe direcția șutului se aflau atât Zburla, dacă nu mă înșel, cât și portarul Munteanu. Riposta Stelei vine așadar în minutul 15 la șutul lui Cătălin. Potariu spre Lăcătuș, Cornățeanu, Cătălin Munteanu. Cătălin Munteanu rezistă atacului, centrare spre Lăcătuș, superbă lovitură de cap și un gol englezesc. Centrarea lui Cătălin Munteanu, perfectă, reluată splendid de Marius Lăcătuș, unul dintre puținele goluri reușite cu capul de Marius în acest campionat. Lăcătuș la cel de-al șaselea gol, 22 de etape. 2-4, minutul 22. Galeria stelistă trage nădejde la un rezultat bun. Pigulea câștigă Militaru. Centrarea lui Militaru pentru Cătălin Munteanu. Formidabil reflexul lui Cristian Munteanu.
încă o dată toate laudele îi sunt cuvenite lui Munteanu pentru această paradă